Mai venit un comentariu din partea dumneavoastră că anul 2024 este anul independenților. La ce v-ați referit și ce mesaj ați transmis prin fotografia pe care ați postat? Cred că e destul de transparent mesajul pe care am vrut să-l transmit. Am vorbit cu mulți dintre acești lideri, sunt prieteni și oameni cu care mă sfătuiesc. Nu doar independenți, mulți reprezintă partide. Am vorbit îndelung cu președintele Macron. Un model pe care l-ați putea urma? Și care a fost foarte drăguț în comentariile sale, mulțumindu-mi și mie și evident secretarului general. Cum am spus și în comentariu, rămâne cum am stabilit. În acest an sunt convins că este anul independenților, în sensul că lumea vrea să încerce și altceva, cred că e destul de multă oboseală față de ce s-a întâmplat până acum. Și vom vedea. Încă o dată ne vedem de treabă, sunt mândru de munca făcută aici la NATO. Trebuie să închidem puțin lucrurile, mai avem puțină treabă de făcut până la începutul toamnei și după aceea vom lua o decizie și o vom anunța în mod explicit.